Bun găsit la meditația de seară despre exemplu de bunăvoință. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Întreaga viață a Mântuitorului a fost caracterizată de o bunăvoință dezinteresată și de frumusețea sfințirii. Este modelul nostru de bunătate. Încă de la începutul lucrării sale, oamenii au început să înțeleagă mai clar caracterul lui Dumnezeu. Iisus a aplicat învățăturile pe care le predica în propria lui viață. El a demonstrat ce înseamnă a fi consecvent, fără a fi fanatic și obtuz, binevoitor, fără a fi influențabil, plin de compasiune, fără a fi sentimental. Domnul este deosebit de sociabil. Cu toate acestea, manifesta o rezervă care descuraja orice familiaritate nepoliticoasă. Cumpătarea lui nu a condus niciodată la bigotism sau austeritate. El nu era asemenea lumii, dar era întotdeauna atent chiar și față de nevoile celui mai neînsemnat dintre oameni.